Ziua Z și 8 tați nu se vor mai juca în acest weekend. Unul dintre actori care face parte din ambele distribuții s-a accidentat, motiv pentru care conducerea Teatrului de Stat a decis înlocuirea celor două piese. Sâmbătă va avea loc tragicomedia englezească Memoria apei. De când am intrat, am simțit că abia așteptați să săriți pe mine să mă criticați. Nici nu-i de mirare că n-am pic de încredere în mine. N-are încredere. Catherine, dragă, tu ai un ego cât toată Asia. În piesă este vorba despre trei surori cu fir și trasee de viață total diferite care se reunesc după mulți ani și își confruntă amintirile din copilărie. Își reiau certurile, disputele, rivalitățile, dar regăsesc treptat afecțiunea ce le leagă și mecanismele prin care se susțin reciproc. Și eu mi-amintesc din copilărie că mergeam foarte des cu bicicletele și că toate zilele erau însorite. Da, ploua mereu. Și care bicicletă? Eu n-am avut niciuna, apropo. Duminică se va juca piesa franțuzească Crima din strada Lursino, comedie muzicală de Eugène Labiche. O, Doamne, ce bună să fie! Ce s-a întâmplat? Azi dimineață pe strada Lursin a fost descoperit cadavrul unei tinere cărbunărese pe care cei doi bandiți în stare de ebrietate le-au uitat lângă un sac cu cărbun. Ambele piese de teatru vor începe la ora 19. Pentru duminică nu mai sunt bilete, dar îi invităm pe toți constanțenii și pe turiștii aflați pe litoral în acest weekend să vină sâmbătă seara la spectacolul Memoria apei, pentru care încă mai există locuri disponibile. Și cum sănătatea populației rămâne prioritatea numărul 1, reprezentanții instituției culturale dau asigurări că spectacolele se vor desfășura cu respectarea tuturor normelor de protecție împotriva infectării cu SARS-CoV-2.